Conform tradiției creștine, în 4 decembrie, minerii de peste tot își pomenesc morții, petrec alături de familie și se roagă pentru viitor. Calendarul ortodox o celebrează în această zi pe Sfânta Varvara, ea fiind considerată protectarea copiilor și minerilor. Sfânta Varvara este prezentă de altfel atât în religia ortodoxă cât și în cea catolică. Continuând așadar tradiția, sindicatele miniere organizează acțiuni în fiecare bazin și unitate minieră. Preoții de la biserici din zonele apropiate vor ține slujbe de pomenire pentru minerii plecați în lumea celor drepți, se vor depune jerbe de flori la troițele din comunitățile miniere, după care angajații vor petrece alături de colegi și familii. Duminică 4 decembrie 2011, în municipiul Târgu Jiu, la orele 12, în prezența mitropolitului Olteniei, înalt preasfințitul Irineu, se va depune piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Varvara.